Poate l-a jucat, dar Găma n-a jucat. Poate să joace astăzi, dar mă rog, jucăm cu Andorra. Nu știu câte ori ajunge ăștia la poartă. Am văzut că domnul Pizor că are dreptate să fie rezervat. Vreau să vă spun ceva. Astăzi, toată lumea a învățat să se apere. Toate echipele. Nu mai vorbesc de echipele naționale, care își iau câte un antrenor străin din Germania, din țările dezvoltate, după l-a dezvoltat, cu aia pregătesc o fază de apărare care este rigoare și poate fi schematizată. Închis culoare, știi, cu mici acoperite, descoperite, marcaj, dublaj, da? Se schimbă treaba când treci dincolo la creație și când trebuie să știi jocul. Ăla nu se mai învață așa ușor, ăla trebuie să-l știi, să-l simți. Și dacă nu te-ai născut cu asta, e mai greu. Sigur, dacă ai jucător de valoare, te scot aia din față. Mourinho, ce știe de la mijloc încolo? Să zicem, ca fotbalist. N-a fost un fotbalist ca lumea. Poate să știe mai mult decât Ronaldo și decât aia. Dar acolo, execuțiile jucătorul de valoare l-au scos. Și scot. Sigur că el pregătește echipa, nu? Cadrul de joc, strategie, sistem, așa, așa, așa. Dar ultimele execuții la 30 de metri încolo țin de valoare. Și, sigur, să mai știi ce să le spui jucătorilor acolo, lucruri de finețe, lucruri de niște execuții și așa mai departe, mă rog. Astra 2 titular, nu înțeles. Poftim? Astra 2 titular, la un meci oficial al Naționalei, chiar dacă cu Andorra. Da, da, e un lucru bun, un lucru bun. A crescut, Mățel a crescut în astea trei etape și ca pregătire, nu, fizică. Așa că așa cum vedeți mai aproape de Dan de Crescu sau de Conrad? Nu, eu îl văd pe Mățăr. Nu, îmi plac copiile. Și mie spunea atunci, ce, din stirpea lui Dobrin și te să-l copiez? Nu, sunt din stirpea lui Dobrin, da, dar nu vreau să-l copiez. Adică nu vreau, vreau să-l văd, dar nu vreau să fiu eu, să am stilul meu. Că se apropie de stilul Dan Petrescu sau Contra, are puțin din fiecare. Adică, gândesc la Contra, Travaliu și apariția și în față, la finalizare, are și execuții al Adam Petrescu, care erau aproape de atacanți. Dar el poate să devină, să-și creeze stilul lui, să devină Mățel. Dar, domnul profesor, am văzut de acum înainte să fie titular, benzii drept de la Național. Eu zic că da. Eu zic că da. În momentul ăsta, profitând undeva și de accentarea pe care îl vedeam eu, pe Matei, de la Pandurii, era cum el astea. Cam același stil. Jucător cu aport ofensiv și bun. Dar e la fața și el va trebui să păstreze această evoluție, să o îmbunătățească. Și are potențial. Am dat parte de un scos cu Andorra. Vă spuneam că eu am știut un meci Franța, Andorra-Franța 1-0. Acum câțiva ani, bine. Bun. Voi trebuie să și noi păstrez cu statistica. Dar eu mi-aduc aminte de meciul ăla. Așa că astăzi, mai ales la nivel de echipă națională, care o echipă națională poate să adune și ei 11 jucători valoroși. Nu are un fotbal valoros sau eu știu care echipă. Dar adună 11 jucători care joacă în alte campionate, puternic știu să așeze, închid culoarele, te chinuiești, n-ai spații, intri în criză de timp, nu e ușor. De-aia trebuie să fii concentrat. Această rezervă a lui Pisiul, că e justificat. Și eu, înainte de orice meci, am emoții, am... Și dacă joc cu juniori, am emoții. Am emoții în ce sens? Să nu te încurci, să nu meargă, să te enervezi. De alt gen, mă rog, exagerând, că e bun de antrenament. Dar la meci oficial și mai ales la echipa națională, nu mai e... Nici o surpriză nu mai e. Astăzi vreun rezultat. Deci ați avut emoții când erați în postura de... Bineînțeles, la echipa națională cum? E reprezentare internațională, e vorba de țară, e altceva. E altă trăire, acolo să ridică părul pe tine. Așa e. Bine, noi am apucat, scuză-mă, pe timpul nostru să joci câteva meciuri la echipă, dar mi-am apucat și vreo 15, având adversar direct, să zic așa, pe Dobrin, pe Bala și stai seama, să adun și cu două meciuri pe an. Și atunci când prindeai, ziceai că ai prins pe Dumnezeu de picior. Acum joacă într-o veselie, atâtea meciuri că înseamnă un argument în plus ca să evoluăm mai bine, să avem rezultate mai bune. Este un jucător care ne poate ajuta, avem nevoie de el, în condițiile în care nu putem să contăm decât pe doi jucători în formă acum, nu? Fata aici și cu Mirco. Contactele cu el
Păi eu, eu l-am în 2006 l-am băgat titular la echipă. Ați ținut cont de ce? Păi am comunicat cu el, de-aia. Deci este 100% sau sub formă de împrumut? Nu, 100% sub formă de împrumut. Adică 100% rezolv, adică rezolvat nici 100%, 99%, că el și-a băgat memoriul înainte de a deveni jucător liber. Și până la sfârșitul sezonului? Până, la, până în iarnă, cu opțiune. Da, un jucător de careu care trebuie. Sunt bune pauzele astea, pe de partea de puneți echipa la punct fizic, mai ducești câte jucător? Ai văzut? Bun argument. Mai așteptăm trei ori, nu dacă nu dă întrerupere. Nu, nu, și săptămâna asta poate să mai fie o surpriză două. Părerea cu cine m-a spus la Dan? Cu Daranet, Gomez, să zicem. Mario Gomez. Să zicem, aproximativ. Da. Un jucător de careu, dacă are și mobilitate, mai iese. Dar echipa merge acum și cu jucătorii care mai vin cu Rena și cei 2-3, cred că Astra o să pună probleme mari în continuare, protagonistul campionatului. Da, vreau să facem o figură, nu știu, vreau să facem o treabă bună și să câștigăm cât mai mult. Ce o să fie?